Situația de la termocentrala Mintia, care nu mai livrează agent termic în Deva din noaptea de 14-5 martie, rămâne în continuare incertă. Pe hârtie s-a stabilit ca producătorul de energie să fie preluat de Consiliul Județean Hunedoara, deși și primăria Deva, care a achitat subvenții generoase pentru termoficarea venită de la Mintia și a manifestat interesul în acest sens, dar nu s-a realizat încă nimic concret. Dinspre Ministerul Energiei s-a anunțat că se va lua o decizie în cursul lunii aprilie, dar Consiliul Județean Hunedoara își arată îngrijorarea față de situația existentă. Consiliul Județean și-a arătat din nou, printr-o scrisoare deschisă către autoritățile centrale responsabile, intenția de a prelua termocentrala, dar cu unele condiții. Consiliul Județean Hunedoara consideră că nu este cazul momentan de disponibilizări la Mintia și solicită preluarea activelor termocentralei, dar fără datorii, precum și modificarea legii energiei electrice. În ceea ce privește continuarea activității pe cărbune, Consiliul Județean Hunedoara mai cere pentru termocentrala Mintia trei lucruri. Primul fiind asigurarea funcționării cu acest combustibil până la realizarea alternativei de producție de energie în condiții ecologice. Apoi se mai cere și reluarea imediată de către actuala administrație a termocentralei a demersurilor pentru reproiectarea instalațiilor în vederea funcționării acestora pe cărbune cu conținut redus de sulf și cenuș, adică din import. Pentru aceste două aspecte, Consiliul Județean cere un termen de grație de un an de la finalizarea procedurii de preluare. De asemenea, se mai solicită primăriei Deva găsirea unei soluții alternative de asigurare a apei calde municipiului în această vară. Dacă pentru preluarea personalului și activelor fără datorii, cât și pentru modificarea legii energiei, există pârghii legislative interne, la cele legate de producția de cărbune trebuie respectată legislația europeană și trebuie obținut un nou aviz de mediu pentru termocentrala Mintia, lucruri destul de greu de realizat. Iar în ceea ce privește cererea către primăria Deva, administrația din reședința de județ a anunțat că va oferi credite celor care doresc să își instaleze centrale termice proprii de apartament. Reamintim că până la data de 5 mai salariile de la Mintia, cât și din întreg complexul energetic Hunedoara, din care face parte și termocentrala de lângă Deva, sunt plătite prin Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă dintr-un fond de solidaritate, la care compania cu sediul în Petroșani nu a contribuit cu nimic.